Dragii mei, bine v-am găsit la Design Perfect! Începem o săptămână importantă, așa cum se întâmplă în fiecare an, o săptămână în care ne pregătim de o sărbătoare extraordinară a învierii și mi-aș dori cumva să o abordăm puțin și dintr-un alt punct de vedere, și anume moartea și renașterea. Aș vrea astăzi, înainte de Sfintele Paști, să vorbim despre ceea ce am putea înțelege prin moarte, iar în a doua zi de Paști, când ne vom întâlni iar, să vorbim puțin despre renaștere. Știu că oamenii așteaptă cu nerăbdare această sărbătoare, își fac planuri unde vom merge, vom petrece cu alături de cei dragi, și totuși, în urmă cu mii de ani, în această săptămână, avea loc o moarte, în sensul de suferință înainte de liberare. Și să știți că dacă ieșim puțin din această perioadă, veți observa că moartea și renașterea este un ciclu, un ciclu de evoluție pe care cel mai bine cred că îl învățăm de la natură. Este un ciclu prezent constant în viețile noastre și practic determină evoluția noastră. Iar natura, deci mediul înconjurător, practic ne arată în fiecare an în mod constant prin trecerea, prin schimbarea anotimpurilor că există momente în care totul se închide pentru a permite un nou început. Ei bine, pentru noi, când auzim de moarte, ne gândim la suferință. Deși, în alte, să spunem, culturi, moartea nu înseamnă neapărat suferință, înseamnă o sărbătoare. De ce? Pentru că se închide un ciclu și deschide altul. Și atunci aș vrea să vedem noi cum privim, de fapt, moarte. Haideți să o numim și încheiere. Deși aș vrea să aveți curaj să vă integrați în viețile voastre acest concept, oricum s-ar numi el, nu definit într-un mod sau nu denumit într-un mod mai cald, pentru că ar însemna mai ușor sau mai bine, și dacă este un alt termen mai rece, ar însemna mai grav, mai rău. Haide să permitem tuturor cuvintelor să, să existe în viața noastră și să fim noi cei care le dăm însemnătate. Să spunem că moartea pentru noi poate să însemne o încheiere de ciclu, o etapă, da? încheierea unui eveniment, încheierea unei relații, încheierea unei călătorii prin această lume, încheierea unei stări. Pe care am avut-o o vreme. Deci este o încheiere, da? Pe de altă parte, vom vedea că moartea poate să însemne și o tranziție, o trecere, pur și simplu, o transformare prin care putem să, să trecem de-a lungul vieții. Să spunem că fiecare experiență pe care o avem sau fiecare experiență umană de viață sau a vieții implică un început, un proces de derulare și o încheiere, exact ca o poveste. Da? <coughs> e bine, când ajungem la încheierea a unui, încheierea unui proces, da? încheierea unui eveniment, a unei etape, ajungem la o înțelegere, de fapt, Ajungem la un punct de manifestare a celui ceva. Da? Manifestăm succesul sau eșecul unui, unui eveniment sau al unui proiect sau unei etape. Ajungem odată cu încheierea la o anumită conștientizare pe care poate ne-am dorit-o, poate nu. Practic, încheierea ne împinge ușor către un următor pas, care anunță, de fapt, evoluția noastră. Um... Dacă ar fi să ne gândim foarte clar la ce putem să încheiem, spuneam mai devreme că putem să încheiem un proiect de muncă, putem să încheiem um, o etapă la un loc de muncă, dar ne, ne schimbăm locul de muncă, iată. Deci, când pleci de la un loc de muncă, ce se întâmplă? Trebuie să-ți găsești altul. Ca atare, apare o schimbare. Putem vorbi despre, nu știu, o relație care se încheie. De ce nu, și vom vorbi puțin despre, despre, despre ele. Și oricare ar fi încheierea aceea, acel proces ți-a adus, de fapt, ți-a oferit niște experiențe. Ți-a oferit niște experiențe din care tu ai învățat ceva. Într-un fel, putem spune că te pregătește pentru etapa următoare. Și atunci eu, vă, eu aș spune. Că moartea sau încheierea este un moment sacru. Este un moment pe care este important să-l onorăm pentru că el ne va aduce ceva nou în viața noastră. Și noi de aceea venim în această călătorie pentru a ne descoperi continuu sau în continuu. Ei bine, dacă vorbim despre trecerea în lumile de dincolo, pentru că este un proces firesc al călătoriei pe pământ, ne naștem și murim. Deci venim la întrupare și plecăm în lumile de dincolo la finalul călătoriei. Și atunci dacă vorbim despre lumile, de trecerea în lumile de dincolo, moartea înseamnă de fapt o eliberare o încheiere a unei călătorii pe care am avut-o într-o într -o realitate fizică, pe care am făcut-o o vreme pe pământ, da? putem să spunem și așa, înseamnă uh, întoarcerea acasă, într-o uh, intrarea într-o perioadă de refacere, în care sufletul nostru și uh, să spunem, uh, se și integrează experiențele pe care tocmai le-a avut uh, în, timpul, în timpul vieții. Uh, iată, pentru suflet nu există moarte fizică. El este, de fapt, într-un continuu șir de călătorii, și am mai vorbit despre acest lucru, uh, sau acea navetă între pământ și lumile de dincolo uh, un, uh, un șir al evoluției uh, în care este într-o continuă căutare de sine, de înțelegerea sinului, sinelui, de descoperire de sine. De fapt, dacă ar fi să ne întrebăm, sau cea mai, cel mai des auzim această întrebare, care este motivul pentru care am venit la întrupare? Ei bine, ca să te descoperi pe tine, ca să te înțelegi, ca să înțelegi ce e cu tine pe aici și dincolo de aici. E bine, atunci când ajungem în lumile de dincolo, deci, după ce are loc această moarte, să spunem, în lumile fizice, ajungem într-un punct în care facem foarte multe analize. Pentru ce? Pentru a înțelege sensul, rolul călătoriei pe care am, am făcut-o. Mulți dintre noi știm când se apropie momentul plecării. Din această viață. Și um, aceasta, se întâmplă, aceasta se întâmplă atunci când trecem printr-o suferință fizică. Da? Nu că visăm noi că peste două luni sau o săptămână vom pleca, ci pentru că trecem printr-un astfel de proces de suferință fizică și știm, putem să ne dăm seama cât de aproape este plecarea noastră. Ei bine, în loc de, um, în loc de a trăi cu această frică sau de a trăi real această frică, această neputință, ne putem concentra pe tot ce, face de, tot ce ține de noi, bineînțeles, pentru a prelungi călătoria aici, pe pământ, și putem de asemenea să analizăm. Ce ne-a adus această viață? Cât suntem încă aici pe pământ? Ajută enorm în evoluția sufletului această conștientizare că va veni timpul în care vom pleca și dacă știm că este aproape, să încercăm să înțelegem ce ne-a oferit această viață, ce uh, oportunități ne-a oferit, ce oameni frumoși am întâlnit, ce experiențe plăcute și neplăcute, um, ce învățături um, am primit, uh, ce am înțeles de fapt despre noi despre natura existenței umane, despre natura existenței într-o realitate fizică, putem să întreprindem acțiuni care să nu știu, să echilibreze niște lucruri, să corecteze niște lucruri, să încheie uh, niște lucruri. Uh, putem să um, Probabil că vom înțelege altfel relațiile dintre oameni și vom ajunge mai ușor la iertare atunci când ne apropiem de plecare, la împăcare, pentru că stările pe care noi le avem aproape de plecare, sunt diferite de ce avem în timpul, din timpul vieții. E important să acceptăm niște alegeri pe care le-am făcut de-a lungul vieții. Este important să acceptăm niște consecințe care au existat în urma alegerilor noastre. Când ești într-un astfel moment, de moment aproape de moarte, de trecere, dincolo, de plecare, de încheiere, fiecare clipă a vieții devine prețioasă. Ai vrea să extinzi fiecare clipă cât poți tu de mult și să o valorifici la maximum. Așa că, sau poate așa cum n-ai făcut-o, așa cum n-ai făcut-o în timpul vieții. Și atunci întrebarea mea ar fi, nu ar fi bine să prețuim și să onorăm fiecare moment al vieții noastre în fiecare zi, să nu trebuiască să ajungem uh, la încheieri de orice fel, ca să, ca să uh, avem acea experiență a regretului poate sau a panicii, uh, ci pur și simplu să aducem valoare în viața noastră, fiind prezenți tot timpul în viața noastră, atenți, vigilenți uh, și cu grijă fie, față de fiecare moment pe care divinitatea ni-l oferă aici pe... Pe pământ, poate că ajută um, aceste gânduri pe care vi le uh, aduc în atenție uh, dacă sunteți în această situație în care știți, uh, dintr-un motiv sau altul, că urmează să, uh, să intrați într-o altă stare și o altă călătorie. Dacă este să vorbim despre uh, o relație. Care se încheie, ei bine, ne-ar ajuta foarte mult să ieșim din tristețe, din frustrări, din acel blocaj emoțional, amintindu-ne mereu că oamenii care sunt în viața noastră, care au fost în viața noastră, călătoresc alături de noi pe o perioadă de timp mai lungă sau mai scurtă și întotdeauna. Ei au acel um, rol important de a ne ajuta pe noi să ne descoperim, să înțelegem lucruri despre noi, să ne depășim limitele. Sunt, um, dacă vreți, maestri pe care îi avem alături, care să ne împingă spre evoluție, bineînțeles, în diferite feluri. Pot fi de susținere, pot fi niște profesori foarte fermi, dar întotdeauna rolul lor va fi să. Ne ajute să înțelegem mai multe lucruri despre, despre noi, și de aceea eu aș spune că ajută foarte mult să onorăm încheierea unei relații contemplând, contemplând la tot ce s-a întâmplat. Tot ce s-a întâmplat bun sau rău, ce am învățat noi din diferite, din acele experiențe, ce am repeta, ce nu am repeta, ce au adus acei oameni buni în viețile noastre, cu ce suntem noi mai mult, mai sus, mai extinși datorită, datorită lor, ce conștientizări am obținut datorită lor sau datorită, să spunem, Experiențelor pe care le-au manifestat împreună cu noi. Atunci când are loc încheierea unei relații sau moartea ei, da? deci închiderea a ceea ce a fost, este foarte important să ne respectăm acea perioadă de doliu, cum este ea cunoscută în psihologie. Este acea perioadă în care ne oferim un spațiu în care să procesăm profund. Tot ce a însemnat acea relație în viața noastră, și în mod special din, din punct de vedere emoțional. Um, de aceea, um, de aceea nu, nu ar fi bine să să o ignorăm. Um, ne dăm voie să simțim ceea ce simțim. Um, vedem, dacă vreți, care este relația în acea perioadă de doliu. Ne dăm seama, sau atenția se mută pe noi și pe relația cu noi. Cât de mult ne judecăm, cât de mult ne învinovățim pentru lucruri care s-au întâmplat, cât credem că a fost vina noastră, da? Ce, cum alegem să, ce alegem să simțim despre noi? Cum se schimbă perspectiva pe care, din care ne privim? Este un moment în care e important să lucrăm cu noi, fie singuri, fie alături de oameni care ne pot ajuta în sensul acesta. Fie că sunt oameni apropiați, dragi nouă, fie că sunt necunoscuți, de multe ori te deschizi mai ușor în fața unui, unui străin, fie că sunt specialiști, nu contează. Ideea este să scoatem cât putem de mult. Să valorificăm cât, de, cât putem de mult acea etapă care se închide. Înainte de a intra în orice fel de etapă, de aceea spuneam că această perioadă de doliu este extrem de importantă. Această perioadă de pauză după, după o încheiere, încercăm să vedeți că uh, mintea. Mintea poate să accepte mult mai ușor anumite situații și anumite experiențe, de aceea putem înțelege la nivel declarativ anumite lucruri și totuși simțim că nu suntem împăcați cu totul, de ce rămân acele emoții în interiorul nostru care au nevoie de timp. Au nevoie de uh, diferite stări de transformare pentru, uh, pentru a ajunge la, uh, să spunem, pentru a ajunge la. Vindecare, ce mai putem să facem în, după o încheiere? Ei bine, putem să petrecem timp cu oameni care simțim noi că ne fac bine, care ne scot un pic din, din, din multe gânduri și care pot fi mai ales la început din starea de neputință, ne pot distrage atenția, da? putem face lucruri care simțim că ne care ne plac, care ne atrag foarte mult, ni se par de, de interes, uh, ajută foarte mult. Putem să um, ne ținem ocupați pur și simplu cu lucruri, ca o etapă. Um, de ce? Pentru că dacă noi încercăm în această perioadă de doliu să ne lansăm în lucruri noi, fie că este un nou proiect, fie că este o nouă relație, nu contează. Chiar și cu cele ale vieții de zi cu zi, vom observa o stare de oboseală. O stare de oboseală determinată de consumul energetic pe care l-am avut de-a lungul timpului, chiar dacă a fost intens și scurt, sau lung și poate nu atât de intens. Dar emoțiile, gândurile, tensiunea, frica, toate acestea epuizează energia, consumă energia. De aceea e important să acceptați că unele lucruri s-ar putea desfășura uh, imediat după o încheiere într-un ritm mult mai lent. Și nu, nu este cel mai potrivit moment să vă aruncați, să vă lansați în ceva, pentru că, practic, energiile voastre nu au apucat să se integreze și să se, pentru a se relansa în alte acțiuni. Efortul ar fi foarte mult mai mare și starea pe care o veți emite, energia pe care o veți emite în afară, nu va aduce neapărat cele mai bune rezultate. Lăsați acest ritm lent, să vă conducă și um, amintiți-vă tot timpul că, în această stare de, de uh, retragere și de uh, readunare, de regăsire, vă pregătiți practic pentru o renaștere. Uh, cel mai mult, desigur, poate să dăuneze uh, dacă ne prefacem um, că nu s-a întâmplat nimic. Poate vă este cunoscută și această strategie, totul e bine, nu s-a întâmplat nimic, viața este mai departe. Ce ar însemna asta? Da, mintea poate să facă acest lucru, dar nu ne-am onora emoțiile. Ele au nevoie de profunzime, le-am blocat. Deci, practic, am face rău unei părți din noi, părții noastre emoționale. Și atunci unde ar fi iubirea față de noi, unde ar fi grija unde ar fi compasiunea? Unde ar fi generozitatea pe care o avem față de noi înainte de a o avea față de, uh, față de alții? Uh, dacă ar fi să vorbim despre uh, încheierea unui proiect de muncă, da? uh, o slujbă, uh, o afacere, ei bine, aceeași analiză este importantă. Deci când auzim despre încheiere și despre moarte în general, vorbim despre analize. Pentru că este important să pui lucrurile în ordine pentru un nou început. Aceste lucruri în ordine sunt emoții, sunt gânduri, sunt concluzii. Da? Deci analiza este importantă chiar dacă vorbim despre încheierea unui proiect sau despre încetarea um, unui contract de muncă. Da? Um, ce uh, alegere am făcut, ce consecințe, um, ce, um, în ce mod am adus valoare prin unicitatea mea în acel proiect, la acel uh, loc de muncă. Nu contează cum s-a manifestat plecarea mea de la locul de muncă, uh, că am ales eu să plec sau că. Um, știu eu am dat afară sau s-a închis compania, nu contează. Contează experiența mea acolo, ce am înțeles eu despre mine în acel context al locului de muncă. Ce aș putea face diferit? Ce anume am învățat în plus pentru mine la nivel mental, ce experiență am am căpătat? Și dacă lăsăm acest spațiu de analiză, vom avea o altă abordare, să spunem, a etapei care, care urmează. Ajută foarte mult ca după ce faceți această analiză, după ce a tras concluziile, da? referitoare la experiențele anterioare, să vă desprindeți să vă desprindeți de energia care tocmai uh, s-a încheiat, într-un mod cât mai potrivit pentru voi. Uh, să intrați într-o stare de neutralitate. Deci am încheiat, acum nu mai sunt în acea etapă de evaluare, sunt într-o etapă de relaxare. Este ca și cum uh, închei uh, um, un contract, s-a da? deci încheiat un, uh, slujba pe care a avut-o, a încetat slujba la un anumit loc de muncă și uh, Înainte să te duci la nou loc de muncă, pleci într-o vacanță. Practic, în vacanța aceea, te desprinzi de ce a fost, te relaxezi și te pregătești pentru ce urmează. Ei bine, aici mă refer, la asta mă refer când spun la acea zonă de neutralitate, uh, zero, da? în care nu mai stai cu atenția pe trecut, nu mai ești în analize, ai tras deja concluziile, ai înțeles lucrurile pe care le aveai de înțeles și pur și simplu faci altceva. Te decuplezi total. Nu mai stai să te interesezi ce se întâmplă la fostul loc de muncă. Nu te mai implici foarte mult în tot ce a însemnat trecutul respectiv. Dai drumul. Dacă poți să pleci într-o vacanță, este și mai bine. Dacă nu poți să pleci într-o vacanță, pur și simplu te decuplezi. De la ce a fost. Ca și cum nu s-a întâmplat niciodată. Pentru că acele concluzii pe care tu le-ai tras în analize, ele rămân în energiile tale, ele rămân în câmpul tău. Dar nu trebuie să stai tot timpul cu ele, să le rulezi în mod constant. Știu că anumite situații, nu toată lumea își permite să aibă un timp suficient de lung între proiecte. Da? Între slujbe, pentru că avem niște nevoi în viața de zi cu zi. Dar acele câteva zile importante le putem lua pentru noi. Pentru analize, pentru încheierea, propriu-zisă, a ceea ce a fost. Chiar și o zi în care, o singură zi în care ți-ai dat voie. Să-ți faci această analiză, tot ar fi importantă câți dintre noi facem asta. Nu vorbesc cât de important este să lași un pic mai mult timp, pentru că atunci vei sesiza și alte um, trăiri pe care le ai, și conștientizări, de ce nu, mai profunde, care au timp, au spațiu să, să iasă la uh, suprafață. Uh, este o provocare, uh, este o adevărată provocare în ceea ce privește moartea unei etape. da? moartea în general, încheierea unei etape, să ieșim din energia aceea care se închide. Uh, am vorbit cu alte ocazii despre oameni care trăiesc în trecut. Ce fac? Trăiesc în continuu emoțiile din trecut. Gândesc tot timpul, stau în același gânduri și scenarii și tipare de gândire pe care le-au avut în trecut. Și de cele mai multe ori, poate, nu au fost... Neapărat benefice, nu le-au dat niște experiențe uh, plăcute. De ce fac asta? Pentru că nu știu să managerieze moartea, nu știu să spunem să managerieze o încheiere. Oamenii care nu știu să încheie lucruri vor sta tot timpul în trecut, în emoțiile din trecut, în situații din trecut, în gânduri din trecut. Și aducând mereu trecutul. În prezent, în diferite forme, practic nu ne dăm voie să trăim la, la, la capacitatea noastră maximă, să ne activăm potențialul nostru uh, maxim. De aceea, moartea, încheierea trebuie onorată, respectată. Ea este doar o tranziție. Către o nouă etapă, nu se oprește totul acolo, niciodată nu se oprește totul acolo. Ea înseamnă o adunare a energiilor care au experimentat deja ceva, da? O integrare a lor și o realiniere pentru o nouă descoperire, pentru o nouă etapă, pentru, pentru o nouă călătorie, o nouă experiență. Indiferent. La ce ne gândim când vorbim despre moarte, ea este un moment sacru. este un moment sacru care declanșează schimbarea din interiorul nostru. Natura, așa am și început cu natura, e bine, natura valorifică până și frunzele moarte căzute pe jos. Ele se transformă în, într-un îngrășământ pentru, pentru sol, pentru ca acesta să permită renașterea ulterior, da? Când, când, când vine primăvara. Aceste frunze moarte, da? Sunt importante pentru că declanșează schimbarea profundă. Adică evoluția. Și de aceea atunci când avem aceste frunze și noi e important să le onorăm să le respectăm pentru ce ne au adus și pentru ce ne vor oferi un pas mai departe pe calea evoluției noastre, indiferent ce înseamnă ele, de fapt, în mod real în, în viața noastră. Să nu vă fie frică de moarte, să nu vă fie frică de încheieri. Da? Doar considerați-le un aspect firesc. Al vieții, așa cum și schimbarea anotimpurilor, exact cum spuneam mai devreme, reprezintă un firesc al naturii și, de ce nu, al vieții noastre pe pământ. Așteptăm să se schimbe anotimpurile din diferite motive. Pe acele le-am integrat în viața noastră, e bine, atunci e important să integrăm în viața noastră și încheierile și începuturile. Într-adevăr, moartea este cea care. Sau încheierea, da? Este cea care ne scoate din zona de confort și ne împinge către renaștere. Ea aduce transformarea către ceea ce urmează. Ea este ușa care mai întâi se închide pentru a putea să fie deschisă. Nu poți deschide o ușă deschisă, nu? Când, o, când nu o acceptăm. Ne facem foarte mult rău, pentru că acesta este firescul vieții. Viața va, fa va, fi cu, va avea încheieri și um, începuturi tot timpul. Uh, a nu le accepta înseamnă să trăim o viață în care suntem expuși constant la acest firesc, la, acest normalita la această normalitate și să avem această stare de frustrare, de suferință. Pe când, în momentul în care le acceptăm, le integrăm, putem să le. să trecem prin ele cu altă ușurință și poate cu, poate cu mai multă înțelepciune. Spuneam că este o săptămână foarte importantă, pentru că, înainte de a celebra învierea Domnului, suntem martori la evenimente care înseamnă suferință și încheiere. Și atunci, poate, noi putem onora în această săptămână evoluția, lăsând să moară ce este vechi, ce nu ne mai Ajută ce nu ne mai face bine, ce nu ni se mai potrivește, exact cum facem la încheierea, la trecerea între ani, da? Este acea curățenie, acel spațiu liber pe care îl oferim Universului pentru a ne aduce ceva nou în viața noastră. Amintiți-vă că nimic nu moare în Creația Divină totul se transformă. De aceea spuneam și la început că moartea este o trecere, o tranziție către altceva dintr-o etapă într-alta. Și uh, experiențele poate dureroase ale mântuitorului înainte de viere, de înviere și ce a urmat după ne învață faptul că totul este o trecere. Totul este uh, o tranziție spre renaștere. Uh, estos es han